Din data de 18 până pe 25 mai, polițiștii de frontieră din cadrul IJPF Suceava au înregistrat 7 rezultate în domeniul operativ. S-au executat un număr de 461 misiuni și acțiuni specifice proprii. Din punctele de trecere a frontierei au trecut 20.229 cetățeni români cu 7.658 mijloace de transport, 16.138 cetățeni străini cu 5.235 mijloace de transport. Nu s-a permis intrarea în țară a unui număr de 9 cetățeni străini care nu au avut viză de intrare, nu s-a permis ieșirea din țară a unui număr de 5 români, având nereguli în documentele de călătorie, au fost descoperite și reținute în vederea confiscării 8.040 pachete de țigări în valoare de 33.600 lei. Au fost aplicate un număr de 13 amenzi contravenționale în valoare de 9.000 lei. S-au înregistrat un număr de 11 infracțiuni și au avut loc două intervenții de frontieră cu grăniceri ucraineni.